Beckham Boys astăzi, 1-1 contra Nocivanul pe Stumble Boys, Legendary Boys. Blogmea și exact ce vă place vouă, boys, să fie bolunzeală totală. Cine câștigă? Eu sau Nocivanul? Nu se poate așa ceva, boys. Dacă vă plac clipul de Stumble Guys, boys, nu uitați să dați pentru unul de like. What? Uite-te aici câte like-uri am. Două like-uri. Intervenție de ultimă oră, foarte tristă, boys. Mi s-a stricat sonorul la filmarea asta și Nocivanul, din păcate, s-a de puțin prea încet. Dar eu cred că este ok, totuși... Boys, data viitoare o să îl reglez și totul este ok, bă, ce? Gata, ne trage prea mult de codă, boys. Îl trage pe Nocivanul de codă, boys. Repede! Bine ai revenit, Clornas. Bine a revenit. Ceva suspect, ia, ești tu pro, măi? Oh, normal. Când nu am fost eu pro, Nocivane? Asta ești e întrebarea mea. Boom! Da, hai să mă vezi. Trebuie să testez un pic emoturile, că mi-a Da. Acolo, perioadă. Revenirea Stumble Guys, boys. Nu se poate așa ceva. Dacă o să fie foarte susținut episodul, o să fie revenirea Stumble Guys. Revenirea Stumble Guys, nu se poate așa ceva, boys. Oi! Ai. Greșeală. Ce greșeală? Greșeală. No! Începem frumos cu un 1-0 chill pe spate. El e procică, măi. De când creator? Nu mai întreba nimeni. Gata. Zi, de cât timp ai content creator? E prima zi. Oh, ce tare. Welcome, boys. Hai următoarea rundă. Hai să vă clornas. 1-0 da. Momentan. Bun. Haide. Și o să joc mai chill un pic că ești mai noob și boys, și că mai noob. El n-are deci, idee. Am observat ceva în ultimul timp, da. Că începem să suferim unul la altul. Uh-huh. Când un pic câștigă unul dintre noi celălalt. Ce noob ești, băi, nică. Dar noi facem asta în glumă. Da, în glumă, boys. E faci știm clar că e noob, Clorna. Da, exact. Așteptam, boys, m-am uitat la voi, ați văzut? M-am uitat la voi, eu ca bogati, băi, nu se poate. Opa. Dar stați să ia el o rundă și vedeți. Mă, ce noob ești, deci, de capul tău. Du-te, mă, de aici, Nocivane. O să pice. Deci asta e corect, a? E corect că mi-a dat pumn în mecla, așa, boi, spășleau. Ai. Nu, chiar joacă super bine Clorna GTA 5. Da, știa că da, era gata, eram gata, salut, boys. GTA 5, da. Deci GTA 5, da, bine, de aruncat la gunoi, așa e? Hai zi. Nu, chiar, da. Nu mă, serios, nu e nicio glumă aici. Aha. Au picat. Ba nu. Ce-am făcut aici? Yes! Uga Buga Army! Am fost 0 IQ aici. Ia, zic Lorda, zi ia. Am câștigat fair and square, boys. Fair and square înseamnă am câștigat pe cinstea mea, boys. Nu știu ce zic, boys. Hai, da, următoarea rundă, Nocivane, n-o să zic că ești noob. Nu ești noob, ești foarte noob, gata. Bravo, deci, măi, Clorda, da. Suntem doi noobi. Da. Dar tu ești găină. Deci eu sunt găină, dar tu nu te-ai gândit? Hai, deci, literalmente, numai harta asta știi să-ți o dai pe ăsta. Cap cu ea! E hartă bolundă, că... Nu, deci... Schimbă harta! Dar ce vă stai necorect cu pumnul? Când se bagă pumnul pe șop să ia șop pumnul, să da șop pumnul? Ioi! Deci fii atent aici, boys, da. Cel mai amuzant lucru este că tu acolo nu puteai să te strecori prin niciun blog nimic. Da. Și a fost momentul perfect, pentru că n-aveai de ales, trebuia să mergi pe ruta aia. Da. Și știam că așa o să fie. E pumnul. No. Clorna, e 2-1. Acceptă și ai să fie 3-1. Pauză. De ce nu? Ce? Hai, start! 3-1, hai, da repede! Pașa deci încoace! Deci 2-1 da. Și în aproximativ 35 de secunde, după Renumăr. Ce intrăm, o să fie 3-1. Renumăr, deja că am intrat. Nu, când intrăm. Ok, boys, renumăr cu voce tare, boys, ok? E mult spus 35 de secunde. Numărați cu mine cu voce tare și dacă Nocivanul nu mă bate 35 secunde, dați like la clip, boys. Repede, haide! Hai să vedem, bun. Haide. Deci de când începem, bun. 35 de 1, secunde. 2. Nu le numai, dacă văd eu n-o piesă aici. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nu, de acum, de când începem. 1, 2. Bun, hai să te văd. Bun, hai, trebuie să fie welcome, boys. Lași 43,
Sau și 42. Ceva. Easy, easy, că-i cu lasere. Mă duc, ia-ci-mă, mai mămnică. Ia-ci-mă, mai mămnică, lasă-mă în pace! Până vin laserele. A, până... Du-te, nocivane. S-au dus. Ai, trebuie să dau like. Like, bă! Deci cum a trecut... Era. Deci cum a trecut până tine acolo, deci... Dar du-te cu pomul tău, de-aci să nu mai văd! Păi ia-ți-l și tu. Dar nu-l am, că nu mai bagă pe shop, boys. Deci nu băga pomul deloc. Ce mă, de șmecher, mă. Hai mai mănieca. Yes! Yes! Deci, outsmarted, boys! M-am lipit de tine! 2-2-2-2. Super loserul! Super câștigătorul, boys! Uga Buga Army pentru totdeauna! Tot ce ne-ați mă... Bă, deci... Nu pot să cred. Deci dacă tu picai acolo... Tu îți dai seama cum era. Deci era momentul epic al tău ever. Pentru că m-am bătut odată. Odată în tot clipul m-am bătut. Da. Și ce ai făcut? Hai, du-te cu... Nu, ce ai făcut? Ce-a fost? Super loserul Nocivane! Yes! 3-2-3-2 Uite, deci uite ce stresat e, boys. Deci acum e nervos, nu ce nimica. El momentan așteaptă să termin, să accept. Hai. Nu vreau. E 3-2-1, Civane, pierzi. Mă, mică, da, accept. Nu. E 3-1, boys. E 3-1 scorul. Ne calmăm, ne ciluim și îl distrugem. Îl distrugem. Uite aici. Bum, papum. Ăla-i dansul loserului? Dansul loserului, a? Nu fi atât și tu, măi, mă. Ești pregătit? Ai de grijă! Nocivane... Ăla-i fluierul loserului, sau ce? Nu, asta suntem prea puși unul pe altul. Ia zi. Vedem de cine e loser acum. Vreau emote-uri din viața reală acum aici. Oh, haide! Watch it. Bă, boys, și mai am două clipuri, nu știu, dar să dau backflip-ul și mi-e frică. Mamă, săracii vecini. Să dau backflip-ul și mi-e frică. Săracii vecini. Uai, du-te, mă! Outplayed 1-0. Măi, mică, ai, dacă îi prindeam pumnul ăla. Ai, ce rezolvai dacă îmi prindeai pumnul ăla? Distrugeam. Ce? Oh. Știe și el să dea un buton. Deci un buton în viața asta e... Aha. Hai să văd ea buton, hai. Hai. Easy. Bravo, mână, mi-ai dat-o mie. 1-0, literalmente 1-0 că te-am prins. Un buton, știe și Clorna. Deci 1-0 în această rundă. Nu, iese 3-2 momentan, dar o să fie 3-3. What? Ce încearcă Nocivanu? E doar la Nocivanu momentele când eu eram. Dacă te prindeam acolo nu mai râdeam. Deci tu. Este doar la Nocivanu de momentele în care eu eram nu pe Stumble Boys. Păi ești încă. Aha. Ce zici și tu acum? Ce zică și Nocivanis, Barbasanis acum? Hai da, țâpă-te. Înspre mine, Nocivane, nu te mai concentra. Deci uitați-vă cum... E concentrare maximă să-ți demonstrezi că te distrug. Păi asta e faza, că eu nu trebuie să mă concentrez ca să câștig. Știi? Pentru că trebuie să te concentrezi să pierzi. Păi da, normal, pentru că atunci nu mă concentrez și atunci pierd când mă concentrez. Ai înțeles ce am zis? Deci ai înțeles ce am zis, da? Ai. Oi. Du-te de-a cici. Du-te de-a cici. Măi, mămică. Wave 16 și mare, ție de mine. Ia. Nu! Yes, easy, boys! Picat, mă, acolo. Bine, Nocivan, la ce crezi, aci, că eu snub? Hai, da. Că ptiși tu acum. No. Nici gând. Picat. Te mai deci trece cu gluma. S-a dus. Chiar știe scheme mai nou, mă. Transformă mai repede, mai repede. 3-3. Bă, sincer, asta vă rundă faină. Poți să accept că am pierdut asta, băi, pentru că nu știu. Păi normal, la o rundă grea ai pierdut. Vreau să spun un lucru, mă, boi. Un lucru ce te va enerva momentan. Pune. Ești pregătit să iei un punct? Deci, ești pregătit
Să pierzi un punct. Ia asta am zis, să iei tu un punct. Și speria clor, dar nu înțelege. Fii atent aici cu glumele astea îndoite. Păi bun. Nu nicio glumă. Bun, deci provocarea mea este... Ce provocare, mă. Băi, am, oh, moi, am încercat și eu. Bă, dar mai... Deci, ok. Bă, cât îmi plac. Ascultați-mă aici. Ascultați-mă aici. Deci, ascultați-mă aici, băi. Stați așa să caut ceva. 4, 3. Stai așa să caut ceva. Psihologie deci... inversă. Am zis că e tu punctul și te-am distrat. Stai să văd ceva. Ia, spune-ne, deci, hai. Scopeli, creatorii Stumble Guys, Scopeli, ce Dumnezeu mi-ai motul ăla de mățâni de două ore, dar corect, Dumnezeu vostru de joc cu Kikta Game și Scopeli, no, ăștia au făcut Stumble Guys, schimbați-i motul, boys, Domne Feri, accept, a nu-i corect, Scopeli, mă lasă-mă încolo că mățâni în brațe 20 de ore și mă bagă în laser, mă arde buca, boys. Doamne, ce, deci ce enervant e motul ăla, deci eu nu pot să dau piedica că mă prinde ceva, nu e motul de inimă, boys. Și, no. Deci am murit de 1000 de ori așa, ceva, de 1000 de ori și de fiecare dată te... Dar cel mai funny deci... că te-ai zis, unde mă că nu mai sunt atât de nub să mai mor așa. Dar n-ai cu că nu poți să faci nimic, nu, stau și mă la tine cum mă prinzi așa. Păi da, mă duci. Că... No. Dacă nu dai aiurea emote-ul... Păi... Hai. No, ia, dă-mi minioară, dă-mi minioară. Nu pot acum, că sunt pe bicicletă. Da-o! Sunt pe bicicletă acum, nu pot. Aha. Rabat-o. Ia că e pe bicicletă, nu ceva, nu, barba asta nu s-a dus. Easy, deci easy. Easy! Easy. Nu bu, deci un outplay mai mare n-ai gândit în viața ta, nu ce mare! Ce outplay a fost ăsta că nu știam să mai ies din emote? Dădeam pe space și nu se întâmpla nimic. Exact. Ăsta e outplayed. Outplayed? 4-4-4-4. Eu am dat acest, ai dat? Deci numai așa ia puncte, Clorna. Să fiu eu dacă vreodată în episodul ăsta îți mai dau un punct. Deci trebuie să meriți punctele de acum, deci, Clorna. Hai să te văd. Deci fii atent, ce o să facem. Minutul 11:47. Cel mai mare tryhard din lume. Numai 11 minute? Nu, ceva ne mai ai încă 10 minute de a fi distrus. Deci, what? Atât de mult o să te distrug acum. Bun, deci fii atent, deci ok. Și tu ți-ai bătut joc. Vreau să vă zic momentan, boys, îmi pare rău că nu voi vorbi runda asta, dar mă voi concentra ca deci, un cea mai tryhard rundă. Hai să te văd. Hai. Problema mea Bun, bravo. Na, băi, am fost intenționat asta, băi, dar am vrut să zic că problema la mine și nu ceva nu e că eu pot să vorbesc, dar eu nu pot să vorbesc într-o concentrează. Păi ai zis că nu vrei să vorbești. Băi, eu vreau să vorbesc că pot să vorbesc. Nu mai vorbi deloc și o să vorbesc eu în continuu și o să te și distrug în același timp. Deci tot ce trebuie să fac acum este să te iau în brațe, te-am băgat acolo și gata, easy. No, hai, bă. Hai, fă ce ți-ai propus. Fă ce ți-ai propus. Fă ce ți-ai propus, nu ceva ne fă. Așa, dar deja o să râd. Fă ce ți-ai propus. Oh, mi-a dat pumnul în meclă, boys. Nu se poate. Mami, mi-a dat o... Hopa, stai că vine aici pereții groși. Oh, nu, mi-a dat pum, boys, vă dați seama. Mama. Deci, hai, mă, gândiți-vă că scorul e egal și are... Am murit, ba nu. Are ce noroc. Păstă emoturi ca mine, boys. Păstă. Ce peste? Deci are pumnul în inimioara. N-a nicio șansă. Eu să mor. De ce aș muri? Adică, real vorbind, de ce aș muri? O duc ea și... Eu nici cad din picioare, tu ai văzut? Da, am văzut, că e buguit jocul. N-am urcat acolo. Deci eu nu înțeleg cum a fost aia și ce există în jocul ăsta, dar uneori la asta, mă, guys, nu pui întrebări. Literalmente. Ai! Ai, Clorna! Ah! Nu. Nu. 5-4, easy! Stai să văd ceva. Ia. Yeah. Deci stai să văd ceva, boys. Am văzut. Nocivane ce-i ăsta? Nocivane cine-i ăla? Nocivane cine-i ăsta?
Bă, nu știu. Cine e asta? De ce ai desene dubioase cu mine, întrebarea de mea? Ce ai, acceptă. Ce cauți aici? Între timp, până mi-arăți mie chestii din astea, hai. Da, accept. Zim. Nu, deci singura metodă în care Clorna mă poate bate. Stați așa să îmi șterg mustața de sudoare, boys. Stați așa, mustața e deci efectiv singura metodă prin care Clorna mă poate bate. Boys, eu n-am mustă. Ia vezi mustățile mele. Tu ai mustăți groase. Eu nu știu ce. Nu, efectiv n-am. Că uite-te cât a părul alb acolo, ai barbă, n-ai mustață. Băi, blană. Ai barbă pe stătă capul. Bă, mai schimb. Barbă pe cap. Deci, ar fi cazul să schimbi și tu skin-ul ăla, Nocivane, că prea, parcă n-ai nimic așa, nu știu. N-ai skin-uri, așa. Da. Deci dacă acolo muream, eu ieșeam din joc. Deci dacă acolo eu muream, eu ieșeam din joc. Și nu mai jucam asta, mă. De... troll cu Clorna. Deci eu acolo era să încheie toată cariera mea de... E prima zi care a primit Clorna Pro, am mai și urlat la scopeli, la angajați. Doamne feri. Scopeli. Păi bate amarul de scop. Bun. 6-4, easy. Cere scuze. Cere scuze. Cere scuze, îl tai. Deci ce... Taie, liniștit. Deci cere scuze! Cu ce mă ameninți? Cere scuze. Cere scuze că te-am bătut. Cere scuze, îl tai pe unul ceva, nu micuț, boys. Bine, mă, cer scuze că nu mai joci bine, na? Ok, hai, de invite odată, de invite! Deci, atent, de 6-4 o să fie 8-4 până la final. Da, fii atent, nu ceva, ne. Domn profesor, gata, domn profesor. Vai de capul meu cât prăfălău, am dat pântătă căsoca, boys. Prăfălău. Domnie fair, boys. Bun. Bun. Ce părere ai? Această rundă cine o va câștiga? Eu. Ești gata? De ce e o bebe sabie? E o bebe sabie, boys, este sabia mea, uite aici. Hopa. Hopa, că începe. 6-4 și vreau neapărat să nu mai ai niciun punct. Așa că o să fie concentrare maximă. Provocarea mea este... Da, hai să vedem. Hai. Bă, chiar a merg provocarea acum, nu ceva, ne? No, un episod special dacă Da, serios, boys, dacă vreți episod special cu provocări, să ziceți. Bă, da, banana asta și bolundă și nici nu pică pe jos. Era să-mi dea inimea acolo, deci s-o dilata pupila, boys. Deci, literalmente, când au văzut oportunitatea, deci și-o deschis gura și-o zic că... Oh, da, chiar așa era, efectiv. No, ce Dumnezeu, boys, am horcă pe grumaz! Deci, mi s-o... Fugeau, efectiv, mustățile deci... când te-am văzut acolo. Mi-au vibrat toate... corzile vocale astea, că... Bă, dar lasă inimioara aceea, bă! Dar tu nici inimioară n-ai. Dar nu, că ne-am, de s-o iau eu. Eu am asta și alunecarea. Bine, mai era să mor. Stumble PSC urmează. Era invizibilitate, dar cui trebuie invizibilitatea, bă, serios? A, ok. Adică aia, na, nu, aia chiar nu știu ce. Bai, e pe la laser, la laser, la laser, la laser, da. La laser. Bă, dar cum vine și dă, mă ăsta mică. Hai, du-te, cocina, cine e inimioară mică. Bă, dar nu mai pot să văd emotul ăla, gata. Deci efectiv s-a văzut moartea. Literalmente, boys, când văd emotul a deschid gura. Așa. Ca musca. Deci, închide gura că vine musca. Ciao. Salut. Ciao. Stai, am dat un punct pe lângă. Deci vedeți aici diferența, boys. Deci ghicim aici, boys. Deci el a zis salut, eu zic tot timpul ciao. Diferite. Uite-l, mă. Ce-a trecut moima. Se uiți la doi youtuber și într-o dată devin câini. Și unul dintre ei panda roșu. Ce se întâmplă? Da. Hai să jos. Deci nu mai vreau să zic nimic, nu mai vreau. Prea easy, hai. Next, că deci acolo am vrut să încerc ceva, dar n-am vrut să te las. Mersi. Nu știu ce am zis. Deci acum îs eu cu adevărat. Deci ăsta sunt eu. Clorna, fii atent. Ai dreptul să nu vorbești nimic toată runda și țin eu episodul, te ține? Tu doar trebuie să te concentrezi să mă bați. Tom. Vrei? Tom. Vrei să facem așa? Tom.
Vrei mă să faci, mă? Vreau, hai, hai. Orangutanul. Deci m-am pornit, boys, bun, hai să vedem. Deci acum deci, zice că mă distruge. Ai grijă, da? Ai grijă. Ce-i chestia aia? Deci nu știu de asta. Nu vreau să aflu. Deci hai aici. Bun, 7-4 și acum eu voi ține tot episodul. Clorna se va concentra să mă distrugă de data aceasta. Hai să vedem dacă reușește, cum ar fi să moară în primele secunde. Stă pe spate lejer, haide eu săritura acolo, eu îți dau mare pum, te-ai dus în la... Deci stai așa. Deci dacă el era clipul, boys, eu atâta a fost pe ziua de astăzi. Deci stați așa. Boys, eu momentan am o problemă care nu pot să zic. Problema mea e că vreau să îl las până ceva să câștige și să-l bat toate rândele la rând. A, bine, adică ați văzut că am pierdut din intenție aici. Da, am văzut. Nu-i nimic, Lorna, poți să taci în continuare pentru că vei pierde imediat. Aha. Ok. Haide să vedem. Noci Ivane, Barbasane. Hai mă să văd ea, hai. Dă-și tu emote, eu-ți dau inima și ai murit. Am dat. Unde e inima? Am putut. Am dat unde e inima? N-am putut, nu înțelegi. Oh! Am trecut unul prin altul. What? Acolo mergea un emote, a? Acolo merea unul, deci merea să pompez un emote acolo. What? What? Limită. Deci ce-a fost aia, boys? Fac S-Pro. S-Pro. Ai, dacă îi prindeam pumnul ăla. S-Pro, boys, aici. Aici o să pice singur. Nu, o să pic aici, că aici am statică. No. N-ați în țare! No, mă. Yes! S-Pro! Și mi-o sări zăbala până în spațiu, boys. Deci mi-o sări zăbala. Zăbală pro. Zăbală. Clorna pro, S pro, zăbală pro. Ok, șapte. Deci, boys, noua tactică zăbală pro, boys. Hai da, doamne feri. Ce pot să la? Pentru că dacă am jucat 3 meciuri și le-ai câștigat pe toate, ar fi 8-7 pentru tine. Deci încă ai o șansă, trebuie să nu mai pierzi, Clorna. Un pic greu pentru tine. Bă, ce ciudă mie că nu l-am prins. Eu așa joci? Ce guș ai. E momentul, boys. Era să pic. Ok. O să mori în 3, 2, 1. Te-ai spărit. Dar de ce este cu laser? Așa este. De când e laser la asta? Ok. Ce-am făcut acolo? Încă un dublu puncte și pătă pe razor. Încă un dublu puncte pe razor, hai. Bun, deci este 8-5 și ăsta e 2 puncte acum. Hai da. Mi-o să-i tătă casca din cap, mă. Deci vrei neapărat laser, da? Da. Bun. De fain e să câștigi. Ce? Ce? De stați așa, băi, stați așa. De invite. Așa. Ești nervos acum. Ia, dă-i. Ia uitați-vă cât de nervos e Clorna, e roșu la față de el. Mamă, își schimbă culorile, e cameleon. Bun, deci treaba e în felul următor. Acum va valora 2 puncte meciul ăsta și o să fie 8-7, dacă mă bate. Ascultă-mă un pic. Și după mai dăm o singură rundă, deci singura șansă e doar să faci egal. Nu mai ai șanse să mă bați. Îți dau acum șansă de 2 puncte. Dar dacă eu te bat acum o să fie 10-5. Tu realizezi? Și se încheie tot, Clorna, 10-5. Bate palma. Am bătut palma. Am bătut palma dublă, deci înseamnă că dacă eu pierd, am bătut ea. Stai, uite, ia. Aha. Haide, mai fă o dată. Acum, uite. Bă, dar cum, mă, ce norocare. Mă, că mâncă-te norocul din mâini. Din mâini, din lume. Doamne, deci, de unde vin până unde mâinile? Lornos. Yes! Ah! Ia ce? 3, 2, 1, boom! Boom! Okay.
Ce vânez. Fac? Deci ce fac? Mi-e frică, mi-e frică. Oh, nu, bă, zi frică la un ceva, nu, doamne fer. M-am vânat, bă. Îl vânez ca un șoim. Ia, hai, vânează-mă. Ok. Bă. Bă. Deci... Nu că dau și spart tătul, nu că-mi spart scaunul și tăgebolul în zenile, boi, nu-s... Deci fii atât de... Du-te! Da, ascultă! Du-te! Ascultă! Nu! Deci mă duceam eu ca tine, dar cumva m-am blocat. Du-te, te rog! Du-te! Cum m-am blocat? Du-te! Deci okay, dai mai... 10-5, vă mulțumim pentru vizionare, toate cele bune! Pe shop. Și pa, și pa!